Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Salut, cum te cheamă? De unde vii? Făptură gingașă. Bună seara. Mă numesc Nadejda Căpățâna. Vin din Chișinău. Satul Sereț, Republica Moldova. Hei, Nadejda. Bravo. Să-mi pun Nadejda în tine. Bine, n-ar trebui locația geografică să reprezinte un criteriu, dar cumva, parcă mă simt mai bine. Nu mă simt mai bine că mai alege pe mine, că sunt și eu din Republica Moldova, ci pentru că vin așa talente din Republica Moldova și eu mă simt mândră. Asta așa-i. Mulțumesc. Avem cu ce. Ești extraordinară. Ești foarte, foarte bună. Eu am nevoie de tine. Anul ăsta am nevoie de tine. Eu am nevoie de tine. Mă mut și anul ăsta am nevoie de tine. Anul trecut nu neapărat. Poți dar să mă întreb ce asta... vrei, ce poți să mă întreb, ce poți să-ți ofer. Eu cred că tu mă știi foarte bine. Da. O știi foarte bine? Da. Da. Am fost cândva, dacă ți-aduci aminte, cu mulți ani, cu 6-7 ani, când abia a ieșit piesa Visele. Și aveai tu turneu. Am fost cu soțul meu, fostul soț actual. A cântat cu tine alături. Marin Căpățână. Da. Au, eu cu Marin am cântat în conservator, ne-am făcut conservatorul împreună. Noi ne adunăm acum ideile după ce am văzut ce chimie între voi. Stați așa, nițel, să reconfigurăm traseul. Eu sunt aici ca să fiu serios. Nu, s-a terminat tot. Viselele. Ești o voce excepțională. A fost o interpretare nu! Excepțională. Nu! Cine? Noi ne adunăm acum ideile după ce am văzut ce chimie între voi. Stați așa, nițel, să reconfigurăm traseul. Eu m-am întors că ai o voce fantastică, puternică. Nu am o voce de genul ăsta în echipa mea. Mi-am adus aminte că acum vreo câțiva ani eram în studio și lucram la un remix pentru Aretha Franklin. Răsuna vocea ei prin tot studioul. Le spuneam colegilor mei, producători, le spuneam, bă, voi realizați că noi acum pe coridoarele HAHA Production ascultăm vocea Aretei Franklin și facem un remix pentru ea? A fost prima oară când am realizat că au început să se concretizeze lucruri pentru noi și pentru visul nostru de a lucra afară. Și, ce să spun, ai câteva din frecvențele Aretei Franklin în voce, că le-am analizat, îți dai seama, am stat pe spectru de frecvențe și am văzut. Și mi-aș dori foarte tare să te aud pe tine pe coridoarele lui HAHA Production acum și să lucrez cu vocea ta la Vocea României. Mulțumesc! La Vocea României avem nevoie de puterea unei voci așa cum e a ta. Felul cum ai cântat arată cât de mult ai muncit și ai studiat. Atunci când îmi alegeam piese de genul ăsta, le studiam acasă, singură. Aveam poate 12 ani când am început să studiez. De fiecare dată când cântam una dintre piesele astea, îmi imaginam cum vreau să fiu atunci când voi fi mare. Îmi imaginam scena, publicul, platoul. Mi-am imaginat toată viața pe care o am acum. Sper că ai făcut același lucru. Și sper că vei avea parte de mai mult decât ce am trăit eu până acum. Bravo! Mulțumesc! După ce m-ai întâlnit pe mine, s-a terminat toate visele. Nu, s-a terminat visele, tot. Viselele! Nadia, o voce ca a ta nu există în niciuna dintre echipele de la Vocea României, cel puțin așa cum sunt ele formate până la momentul acestei audiții. Ești o voce excepțională, a fost o interpretare excepțională. Eu sunt aici ca să fiu serios. Nu, aveam ceva în gât. Eu sunt aici ca să fiu serios. Eu mă dedic tot timpul meu posibil concurenților mei. Eu vreau să-ți dau încrederea pe care pot să-ți o insuflu, vreau să-ți dau priceperea mea
Și tot ce am învățat și m-a învățat Vocea României în toți anii ăștia, ca vocea ta să nu rămână doar o audiție excepțională, ci un șir de momente extraordinare. Și pentru asta, te rog frumos să ții cont și de mine și să-mi dai și mie o șansă și poate să mă primești în echipa ta. Sunt foarte fericită că mă aflu aici. E onoare pentru mine că v-ați întors toți. Dar mai departe o să merg cu persoanele care sunt mai aproape de sufletul meu, așa, de muzica care cântă în sufletul meu. Ha, nu! Cine? Nu! Noi? Cine? Da. Nu cred! Bune, Horea Brenciu și Teo Ros! Deci Irina Rimes este șahmat! Bă, n-aveam nicio nadejde, nadejda! Nadejda! A fost o răsturnare frumoasă, pentru că prima dată, primele ei cuvinte au fost declarații de dragoste pentru Irina. Ne-am așezat așa, confortabil în scaun și am zis, acum o să se întâmple ce se întâmplă de obicei, ce se duce la... Puțin dezumflați. Cei mai aproape, mai eu sau Cămaș? Aia, înțelegi? Așa. Da? Ales Cămaș. Na. Asta e camera învingătorilor. Asta e prima ta vedere. Aici. Da. E prima ta vedere pentru cei de acasă. Ei sunt fanii. Trimite-le o vedere de la blinduri. Da. Asta.